Domnule Fenechiu, a mai apărut un nou partid în România, Dacian Cioloș, și-a anunțat zilele acestea plecarea din Uniunea Salvați România într-un nou partid, Reper. Să fie oare cumva un reper, să zic așa, pentru ceea ce se va întâmpla cu USR de acum încolo? Totdeauna domnul Cioloș a avut un marketing bun. Da, reper sună într-un anume fel, trimite spre ideea de reper, să te raportezi la ceva. Nu știm în primul rând dacă demersul a finalizat, este doar o intenție, partidul încă nu există. Domnul Cioloș împreună cu un număr de europarlamentari a anunțat că partidul reper urmează să fie înființat. Am văzut că a fost puțină vânzoreală prin USR, că președintele USR nu prea a înțeles care e motivul pentru care domnul Cioloș pleacă, niște înțepături care au existat la nivelul ăla, una peste alta, asocierea politică, libertatea asocierii politice în România este liberă. Deci, din punctul ăsta de vedere, domnul Cioloș poate să-și facă un nou partid, să nu uităm că domnul Cioloș, omul nou care ne vorbește de integritatea în politică și de diverse lucruri, a fost membru al Partidului Național Liberal, a fost secretar de stat și ministru în Guvernul Liberal, a fost comisar european numit de PDL, a fost prim-ministru cu susținerea PSD-UNPR-PNL după tragedia la Colectiv, ulterior și-a înființat Partidul Plus, după care a fuzionat cu USR-ul. Deci, una peste alta, domnul Cioloș este un căutător în ale politicii și cine știe, poate că odată cu înființarea reperului își va găsi liniștea și va rămâne acolo. Am văzut tot mai multe partide apar. Forța Dreptei, un alt partid. Cine nu se mai înțelege practic în partidul vechi și înființează un nou partid? Este foarte greu în ziua de astăzi să înființezi. Nu, e foarte ușor să înființezi un partid, dar este foarte greu să îl sedimentezi. Pentru că, pe de o parte, un partid ca să se valideze trebuie să obțină 5% în alegerile parlamentare sau alegerile europarlamentare. Pe de altă parte, un partid nou e foarte greu să aibă structuri, să bată cu partidele consacrate, care au structuri, care au finanțare de la stat. Și din punctul ăsta de vedere, din foarte multele inițiative politice care se lansează, foarte puține ajung să se consacre. Nu prea, deci dacă stăm așa și ne uităm, am constatat că la fiecare ciclu electoral a apărut câte un partid. Ne amintim că, să luăm așa ultimii 10 ani, în 2012 a apărut PPDD-ul, în 2016 a apărut USR-ul, în 2020 a apărut AUR-ul. Nu știu dacă în 2024 vom avea un nou partid intrat în Parlament din cele care s-au înființat sau cele care se înființează, dar cu siguranță marea majoritate a lor vor rămâne la stadiul de proiect. Poate unele din ele vor fuziona, se vor lăsa în partide mai mari. Asta probabil funcție și de arhitectura competiției electorale din 2024. Pentru că, pe de o parte, alegerile europarlamentare vor fi un test, iar rezultatele de acolo cu siguranță se vor vedea în evoluția anumitor partide până la alegerile prezidențiale din decembrie.